Bună ziua, dragii noștri! Cu toate că pentru mulți dintre voi nu este foarte bună. În după-amiaza zilei de ieri, o veste a cutremurat showbizul de la noi. A decedat maestru Iurie Sadovnic, iar cerul a plâns în unison cu cei apropiați lui. A plecat subit, dar creația lui va rămâne veșnic în amintirea noastră. Artistul a început să cânte din copilărie și a reușit să cucerească inimile publicului de la prima apariție. De atunci, în zeci de ani de muncă și creație, a reușit să compună și să cânte sute de melodii. Multe dintre ele vor rămâne să trăiască mulți, mulți ani înainte. Emisiunea de astăzi e despre el, e despre omul de artă, Iurie Sadovnic. Dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Pe acest pământ sfânt, sfânt. Asta e, muzica este viața mea. Mai mult nu pot să vă spun. Eu cu muzica și cu poezie trăiesc. Aceasta este viața mea. Iurie Sadovnic s-a născut la 14 decembrie 1951, în satul Jura, din raionul Râbnița. Copilăria și-a petrecut-o însă în comuna Susleni, din raionul Orhei. A început să cânte din copilărie. La 12 ani deja compunea primele sale lucrări, iar în clasa a 7-a a organizat prima trupă, Haiducii, în satul natal. Ulterior a fost solist al mai multor formații, printre care Sonor, Contemporanul și Bucuria. Marele succes i-a adus formația Legenda, pe care a format-o în anul 1983. Iurie Sadovnic spunea că piesele pe care le interpretează îi oglindesc trăirile sufletului. Dacă vreți să știți cum sunt eu înăuntru, luați CD-urile mele, ascultați-le și o să știți cum gândesc eu, ce gândesc eu, ce mă bucur, ce mă doare. Cine trece în valea seacă, cu hangerul fără treacă și cu pieptul dezvălit, Andrei Popa cel vestit. Duetul său cu Anastasia Lazariuc rămâne memorabil. Dragă o teie dulce mireasă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Dragă o teie dulce mireasă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Curge-i sporul griul răsare, acolo pe unde trec urmele tale. De-a lungul carierei sale muzicale, Iurie Sadovnic a obținut multiple distincții de stat. Artist emerit și artist al poporului, medaliile Meritul Civic și Mihai Eminescu, Ordinul Republicii și laureat al Premiului Național. De asemenea, este cetățean de onoare al satului Susleni, unde artistul revenea ori de câte ori avea ocazia. Acasă e foarte bine, acasă e ca nicăieri și mai ales mă simt bine atunci când vin singur în casa părintească. În casa părintească e bine.